me chan, chan, chan. Avem o garnitură nouă de politicieni. Aproape două treimi dintre parlamentarii aleși la alegerile de la finalul anului trecut sunt boboci ai legislativului. Unii dintre ei foarte bine pregătiți, alții doar cu școala vieții. Amețite sunt căile democrației. Îi cunoaștem imediat. Știi! Premiile Grammy 2021 au fost amânate din cauza problemelor legate de coronavirus, spun organizatorii citați de BBC. Ceremonia, una dintre cele mai importante din industria muzicală, urma să aibă loc pe 31 ianuarie la Staples Center din Los Angeles. Din cauza numărului crescut de infectări din Los Angeles și din statul California, marele eveniment va avea loc pe 14 martie. Beyoncé, Taylor Swift și Dua Lipa au cele mai multe nominalizări pentru premiile din acest an. Nimic nu este mai important decât sănătatea și siguranța celor din comunitatea noastră muzicală și a sutelor de oameni care lucrează neobosit la producerea spectacolului, se arată într-o declarație a Recording Academy, organizatorul premiilor Grammy. Tiffany vrea să realizeze cea mai scumpă bijuterie care a fost vândută vreodată. Bijutierul a achiziționat recent un diamant oval de 80 de carate, o piatră fără cusur pe care o va pune pe un colier inspirat de un design realizat inițial de Tiffany pentru Târgul Universal din 1939. Colierul va fi prezentat anul viitor când Tiffany & Co. își dezvăluie flagship-ul complet renovat în New York. După Twitter, rețeaua de socializare Facebook a suspendat temporar contul lui Donald Trump la finalul unei zile de violențe în Capitoliu, pe care susținătorii președintelui în exercițiu l-au luat cu asalt în încercarea de a împiedica certificarea victoriei lui Joe Biden în alegeri. Asistăm în perioada aceasta la cea mai mare schimbare din istoria democrației în România. Două treimi dintre noi parlamentari sunt nume noi. Pe lângă clasicii ingineri și juriști, ne-am ales și cu o consistentă garnitură de medici în Parlament. Totul pe fondul pandemiei, care a generat un val de popularitate pentru cadrele medicale. Și asta pe bună dreptate. Dar avem și sindicaliști și foști sportivi și câțiva nei ca nimeni. Darius Pop este unul dintre cei mai tineri parlamentari. A ajuns în Parlament pe listele AUR. Pop este absolvent al Academiei de Muzică din Cluj și toboșar, adică bate toba. Colegul său de partid, Dorel Acatrinei, nu bate toba, dar freacă menta în Camera Deputaților, deși nu a făcut nicio facultate și nici nu se bazează pe asta. Acatrinei spune că are o experiență de câțiva ani ca șofer de camion și administrator la o firmă, adică fix ce ne trebuia în Parlamentul care are de ghidat România printr-o criză sanitară fără precedent și o eventuală criză economică ce ne va ustura ani de zile. Dar să le dăm o șansă! Viitor de aur țara noastră are. Apropo de frecat menta și tăiat frunza la câini, de parcă nu sufeream destul, ne-am trezit și cu sindicaliști în Parlament. Lista este deschisă de Dumitru Coarnă, principalul contestatar când a venit vorba despre tăierea pensiilor militarilor. Și Nicolae Pavelescu, fost lider de sindicat la Dacia, a ajuns deputat. Este coleg de cameră cu Ringo Dămureanu de la AUR, un fost bodyguard și șef al sindicatului Forța Legii, care reprezintă agenții de fază. Suntem în siguranță la Parlament mandatul acesta. Mai ales că avem și sportivi de performanță. Sperăm la figurat! O fotografie a fost distribuită de mii de ori în mai multe postări de pe Twitter și Facebook. Fotografia ar fi făcută în timpul unei demonstrații din Washington DC, care ar fi avut loc pe 6 ianuarie 2021, în aceeași zi în care susținătorii președintelui american Donald Trump au organizat un meeting în capitala SUA. Afirmația este însă una falsă. Fotografia a circulat în mediul online încă din martie anul 2018 și a fost făcută la un protest împotriva violenței armelor în Washington DC. Dacă ne urmăriți pe canalul nostru Realitatea.net, puteți fi la curent cu toate episoadele Cacealytics și altele. Lumea este prea complicată să o luăm mereu în serios, așa că uneori trebuie să mai și zâmbim pentru că realitatea este așa cum e. Uneori ne distrează, alteori ne enervează. Mi-chan, chan, chan.